Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, mă ajută foarte tare. Vreau să încep cu un pronostic pentru gală. Aș vrea pe mama săptămânii doamna Maria, pentru că gătește și e o femeie de treabă, așa o văd eu. La fete aș vrea pe locul întâi pe Laura, pentru că o simpatizez foarte tare. Pe locul 2 pe Maria, pentru că oricum o să fie în top, ori vreau eu, ori nu. Nu o prea simpatizez, dar cât de cât. Și pe locul 3 pe Iuliana. La băieții l-aș vrea pe Cristian pe locul 1 ca să fie împreună cu Laura și l-aș vrea pe Cristi în top, că în caz de ceva să nu fie eliminat. Și pe locul 3 pe Liviu, pentru că îl simpatizez foarte tare. Așa e cu asta, vreau eu, dar stafful și cine votează, normal că au altă părere. Să vorbim puțin de Laura. Că știți, chiar la începutul relației cu Cristian, au spus că orice gândesc o să-și spună. Dacă ceva nu le convine, o să-și spună. Deci, Laura a găsit un motiv, zicea către Cristian, dacă se vede cu ea sau nu în viitor. Pentru că ea a venit cu un singur scop, să se căsătorească, nu mai suportă singurătatea. Sunt perfect de acord cu ea. Pentru că el tot timpul îi spune că e mică. Mică la înălțime, la asta se referea. Dar vrea să știe clar. Normal că vrea să știe, că în caz că nu vrea, să se orienteze în altă parte, pentru să-și atingă scopul. El a spus că o vrea, că lui plac femeile mai scunde, că el a venit cu un scop și el a venit cu un scop normal, că a ales-o pe ea că își dorește asta, așa s-a dorit, așa a simțit. Și că par drăguți împreună. Nu știu cât de drăguți par, dar mie mi se par cam comici, așa, când îl văd pe el când o sărută, că s-a pleacă mult, mult, mult. Dar dacă se înțeleg bine, cum spunea și el, nu contează înălțimea. Ea are complex din cauza asta, dar putea să găsească un băiat mai scund. Fată frumoasă e, după părerea mea, cea mai frumușică din casă. Dar am văzut că nu prea s-au îndreptat băieții spre ea. Asta din cauza că s-a grăbit să facă cuplu foarte repede cu Cristian. Antonia a avut o ședință de terapie cu Eduard Puiu și ea a solicitat mai pe la începutul concursului, dar acum a putut omul, bineînțeles că nu are doar emisiunea aceasta, are și altceva de făcut. Ea îngrijorată de reputația proastă pe care și-a făcut-o în casa Mireasa, perfect adevărat, măcar e conștientă de asta. El a încercat, bineînțeles, că să o liniștească, ca să nu țină cont de păreri, dar nu poți să nu ții cont de păreri, mai ales când ești în casa Mireasa. Chiar dacă toți să spun nu ține cont de păreri, dar uite că ții cont, n-ai cum. Și că toți au părere proastă despre ea, normal, normal. Păi dacă așa știe să se comporte, că ea nu e așa, nu există asta, nu există. Am auzit la mulți, eu mă comport așa, dar nu sunt așa, păi comportă-te cum ești, înseamnă că joci teatru. Ea a vrut să pară, în caz că nu e așa, că a vrut să pară o fată rea, că ea e empatică, că iubește animalele, că e un om bun, nu s-a văzut nimic din tot ce a spus. Poate de animale, da, nici asta n-am văzut. Și că ea doar și-a arătat defectele. Păi toți avem și defecte. Nu poți să fii chiar 100% perfect, dar mai ales când știi că ești filmat și o lună de zile să arăți doar defectele. Nu se poate. Ăsta e caracterul ei. Nu poți să ții pe alea bune deoparte la congelator sau la naftalină și să îți arăți numai părțile rele. Nu se poate. Așa este. Și că mă interesează foarte tare părerea celor de acasă, că primește scrisori, a fost întrebată de unde știe. Păi da, primește scrisori. În care toți îi spun că nu se comportă cum trebuie și așa este. Ea ține cont de părerea lor. Domnul Pui zicea că nu poți să-ți construiești o imagine pe scrisorile primite, pentru că sunt mult mai mulți oameni care nu îi trimit scrisori, dar nimeni, am citit și o comentarii, să știți, despre ea, n-am văzut un comentariu bun, unul, și am citit foarte multe. Nici pe Instagram, nici unde. Nu. Așa știe să se comporte. Și dacă așa se comportă,
Înseamnă că ăsta e caracterul ei. Am văzut-o tot pe ea în baie, ieșise fără lavalieră. Mi-e greu să zic cuvântul lavalieră, pentru că eu, 6 luni cât am stat la casa mireasă, îi ziceam cățaua, care ați urmărit sezonul 2, m-ați auzit. Nu le plăcea celor din staff, dar mie nu putea să-mi zică nimica. Pentru că au comentat odată o femeie din staff, tot în legătură cu cățaua, cum ziceam eu, și am zis, nu vă convine, dați-mă afară, cum era să mă dea afară, că eu le băgam bani în buzunar, mulți de tot, mai mulți decât mi-au plătit ei mie. Deci, a vorbit cu mama lui Albert, fără lavalieră, dar sunt foarte multe microfoane, fetele au văzut că vorbește, ea cred că a uitat de lavalieră. Am pățit și eu odată, am luat amendă de 50 de lei, că am vorbit tot așa. Am fost în duș, am pus lavaliera și hainele, acolo este o bancă și când am ieșit, 2 secunde, exact ca și Antonia, 2 secunde, am răspuns la o întrebare și așa a apărut pe plasmă, că am amendă, că am vorbit, parcă aș fi vorbit o istorie întreagă. Dar să vedem acum, să vedem, poate o să primească amende și ea, încă nu știu, s-ar putea. Să vorbim de capricii, am văzut că i-a venit familia și o prietenă, mama bunica. Mama ei era blondă, vopsită, bineînțeles, am înțeles că are 52 de ani și arăta foarte tânără, seamănă puțin cu ea, tot aceeași format al feței și bineînțeles că mama ei a fost întrebată de Gabriela și de celelalte, că de ce Antonia vrea în continuu să demonstreze ceva. Păi vrea să demonstreze ceva pentru că are caracterul acela urât, cum am mai spus, urât. Și atunci să leagă de eu nu sunt așa, că eu sunt altfel, păi dacă ești altfel, fii așa cum ești altfel. Lasă defectele, cum zice ea. Înseamnă că are foarte multe defecte. Părți bune 1% și 99 defecte. După cum am văzut-o eu, evoluției. După asta vorbesc. Și mama ei spunea că nu e nevoie să demonstreze nimica, pentru că ea e așa, iar bunica ei a comentat că e foarte sensibilă. Eu n-am văzut partea ei sensibilă absolut deloc. Poate că o are ascunsă undeva, dar n-a arătat-o. Și mai zicea mama ei că s-a acomodat greu, dar Gabriela Cristea, păi e o lună de zile. Cum să te acomodezi? Ceilalți s-au acomodat, ea nu, e, nu s-a acomodat. S-a acomodat și foarte bine, că zicea că ea se acomodează, că nu știu cum ea și se acomodează mai greu, da. Păi ce era să-i spună? Ce era să zică la camere, nu? Și după ce s-a terminat capricile, s-au dus în bucătărie la fete, am văzut că au adus multe lucruri, le-a adus dulciuri la fete, le-a adus mâncare, ei a adus lucruri, o rochie care zicea că o să o ia la gală, roșie parcă era, ea poartă doar haine, rochie și fuste foarte scurte, are și picioare frumoase, într-adevăr, aici ai problema la ea, atât, în rest și la față n-arată deloc bine. Vorba unor antifani de ei, mortul viu. Am văzut pe live-ul când a vorbit Andrei și cu Valentina, care au fost eliminați. Și toți ziceau că ce frumoasă e mama ei, că ce bine arată la 52 de ani. Da, arată mai tânără. Nu că e o femeie frumoasă, arată mai tânără atâta tot. Poate ceva îmbunătățiri, ceva machiaj, nu contează, nu contează asta, fiecare face ce vrea. Am văzut că au stat la masă, au mâncat toți și că mama ei i-a dus niște coli și niște marchere, că Antonia fiind artist de tatuaj, așa cum se auto-intitulează artist, dacă și cei care fac tatuaje sunt artiști, eu nu-i văd artiști. N-am auzit dintre cele 7 arte să fie ceva zis de tatuaje. N-am auzit. Dar au fi apărut toate nouă, tatuajele. Și ea vrea să picteze. Cum să pictezi cu marchere? Poate să desenezi, dar de pictat n-are cum. Și zicea Antonia că mama nu i-a adus exact ce a trebuit, că i-a adus niște marchere mai vechi. Și că nu scriu bine. Dar nu contează, le-a dus în cameră după ce a plecat familia și a zis o istorioară foarte amuzantă fetelor, că ea comandă de pe Amazon
Amazonul acesta, în altă țară, nu știu pe unde, și și-a comandat o mână de silicon care imită foarte bine pielea umană, pe care să-și exerseze ea niște tatuaje, dar a fost oprită la vamă, pentru că n-a trecut, știți că pune acolo de se vede pe o plasmă. Nu știau oamenii și s-au speriat tare, nu știau care cu mâna a oprit-o, nu i-a dat-o, până când i-au făcut niște analize, după aia a primit, bineînțeles, și-a luat seama că era de silicon, nu era reală. Și după aceea a vorbit Laura foarte mult despre tatuaje. Am văzut că și Laura a vrut să picteze cu Antonia, a vorbit și amândouă, nu doar ele două, a vorbit și cu celelalte fete. Zicea Antonia că îi zicea Laurei că dacă vrei poți să pictezi și tu, Laura, nu pot să suport să-i văd pe oameni că îi doare pielea și asta și ce-i mai doare. Dar ea zicea, a, da, așa este, dacă nu poți și nu suporți, nu trebuie să faci. Mie chiar 7 bărbați mi-au leșinat. Păi dacă ăștia care vor să-și facă tatuaje, așa, dacă știi că nu suporți, de ce-ți mai faci? Sau să-și facă din alea care numai le pictezi, fără să cu acele. Cum zicea și Laura, nu suportă acele. Cine suportă? Cui îi plac injecțiile? Cui îi plac injecțiile acelea cu botox sau cu ce mai ies? Nu le plac. Dar uite că atâtea femei își fac. Și tatuaje. Am văzut tatuaje la fete foarte tinere, pe picioare, pe mâini, pe gât chiar, pe față. Eu sunt de acord cu tatuajele, dar unul micuț așa, sau două, dar am văzut o turistă vara trecută, avea tot piciorul negru de tatuaje. Dacă lor le place durerea, la noi e un centru unde se fac tatuaje și zice Casa Durerii. Alegerea lor. Cam atât am avut pentru azi, așteptăm gala și vă doresc în continuare o zi plăcută. La revedere!